Am fost la câteva cumpărături la Profi. Bineînțeles că nu sunt cumpărăturile mari, dar o să vă arăt și vouă ce am luat. Am luat două cheesecake-uri să mâncăm acum. Eu vin de la unghii, așa sunt unghiile mele, dar o să le vedeți în vlog. Aici Andrei și-a luat meniu cu mici, sunt 5 mici cu muștar și cu chiflă. Bonul. Apoi aici mai am o cazoletă de mici, porc și vită, 600 de grame, vrem să facem mâine un grătar. Am luat și doi cârnați ca picanți, au fost 1,78 lei. O să vedeți de ce, că am format noi meniuri, că acolo n-aveau meniu. Aici am luat două bucăți de cașcaval pane și două porții de cartofi prăjiți. Aici una și mai avem aici încă una. Și cam astea sunt cumpărăturile. Revin și cu partea a doua. Am fost și la Pepco la câteva cumpărături, așa că o să vă arăt ce am cumpărat. Pe tot ce am cumpărat am dat 132 de lei. Am luat două plovărași, așa. Eu acum sper să fie bune, deși ăsta cred că e posibil să fie un pic cam măricel, dar este pentru 8-9 ani, pentru fetițe. Și ăsta este mai micuț și este pentru 4-5 ani și fiecare a costat 32 de lei. Mi se pare un preț ok. Am luat două pungulițe din asta, deși cred că sunt pic cam mici, dar vedem. A fost 1,50 lei. Două căni, una pentru mine, una pentru Andrei. Asta este un roz murdar, așa. Și a fost 5 lei una. Iar al lui Andrei este pe un baby blue, așa. Aici am luat două rame. A fost 4 lei setul ăsta. Sunt curioasă dacă sunt ok. Aici am luat o rolă cu lavete. 5 lei a fost. Vedem cum e, n-am mai încercat niciodată lavete din astea. Un set de lumânărele pentru lampa aceea, v-am mai vorbit eu despre ea. Două cordeluțe din astea care au fost una 5 lei, iar lumânările astea au fost tot 5 lei. Două seturi de LOL Surprise. Știți că e nebunia fetițelor. 10 lei setul. Sunt la fel. Și mi-am mai cumpărat eu o lumânare care arată foarte drăguț. Este cu miros de... nu scrie. Dar are capacul așa foarte drăguț din lemn. Chiar îmi place foarte tare și cu miroase. Și asta a fost 16 lei. E foarte frumoasă. Și astea sunt cumpărăturile de la Pepco, pe toate v-am zis, am dat 132 de lei. O să mă pun să le pun pe toate la loc și ne revedem în continuare. Și asta e ultima parte de cumpărături. Am fost la Penny, la un magazin local, la Carmangeria Ana și Cornel și cam atât. Am luat două boxuri de apă minerală de la Penny, un bidon de apă plată și două sticle, câte 2 litri fiecare, de cola. Apoi, aici de la Penny am mai luat o hârtie igienică Alint, două boxuri, câte 2 role de prosoape de bucătărie. Astea sunt cam indispensabile pentru noi. Două cutii din astea de la Grand Finale cu șervețele de celuloză, n-am mai găsit, nu le-am mai găsit pe cele de la Penny. Nu le aveau la raft. Apoi aici am mai luat 3 pungi de făină de la Hanul Boieresc, făină superioară. A fost 1,80 lei punga și pentru clătite sau pentru ce mai avem noi nevoie e perfectă. Era foarte multă bătaie pe făină, mălai și ulei în Penny. Am luat și 2 pungi din astea cu mălai măruca.
o sticlă de Lenor. Asta e cu orhidee și ne place tot pe ăsta, l-am și acum, așa că l-am recumpărat. Și un vid din ăsta de salam Victoria de la Casa Gustului, este foarte, foarte bun. Apoi, o să trag de aici. Mai am niște banane de la Penny, le-am luat mai verzi, că se coc repede. 5 cornuri din astea de la Deli cu vanilie. Știți că le iau pentru pachet. 2 cutii de lapte de 3,5% grăsime. O caserolă de carne tocată amestec porc și vită 50 cu 50 de 500 de grame. O să vină fratele meu cu niște ardei de la mami, așa că vreau să umplu. Un box de absorbante Bella, 14 bucăți pe box. O smântână din asta de la Boni cu 20% grăsime. Un chefir pe care îl cumpărăm de fiecare dată de 1 kg. Am luat un unt cu 65% grăsime, 200 de grame de la Alba Lac. Mi-a venit ajutorul. Un praf din ăsta de la Ajax, vreau să curăț, încerc să curăț cada, să văd dacă îmi iese. Niște ciuperci brune. O caserolă de cabanos de 350 de grame. O caserolă cu pulpe de pui superioare, vrem să facem un grătar imediat și pentru asta le-am luat. Două batoane de brânză topită. Două conserve de fasole din asta pentru fasole scăzută cu cărița afumată. O cutie de bulion. O ciocolată cu mentă. O caserolă cu aripioare de la Frage, două o să le tai, o să le spăl și o să le pun într-un pungi la congelator, au fost 14 lei. O cafea de la Fortuna Verde, o pungă de porumb din ăsta pentru popcorn, încă o cutie cu lapte și încă un corn de la Deli. Aici am luat două pizza capriciosa de la San Fabio. O să pun la congelator și pe asta. Foarte bine. De la Carmangeria Ana și Cornel am luat o bucată de ceafă care trebuie feliată pentru grătar și a fost 32 de lei. Și aici mai am niște șuncă, slănina ardelenească cu boia. Asta a fost 6,64 lei și mai avea încă una slănină afumată sau ceva de genul. Și asta a fost tot atât. Scoate și de aici. Și aici am luat niște ardei capia ca să coacem pe grătar acum. Am luat o conopidă, vreau să fac conopidă pane, e foarte bună. Conopida pane. Aici am luat 4 cârnați din ăștia subțiri de porc și pe ăștia vreau să-i pun la congelator. Au apărut mandarine, clementine și am luat și o, sper doar să nu fie lămâi, la gust mă refer. Și o bucată de brânză de oaie tare. Și mai avem aici 2 căpățâni din astea de usturoi. Și cam astea sunt toate cumpărăturile. Pe toate cumpărăturile astea de această dată am dat 300 de lei. Ne revedem la următorul clip. Pa!